Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. De acolo de unde a belit lupul oaia. Știu că nu vă place când spun asta, dar a belit-o, asta e, n-avem ce să facem. Dacă e belită, e belită. Problema este, prieteni, că... Stai să vă spun ce am făcut. Ați văzut ce am făcut astăzi, am fost la tata la Alin acolo. Cu Cristi Marin, hau hau, mau mau, datoria, alea, în fine. Și după aia am fost și am spălat mașina pentru că era murdară rău de când am fost atunci la pe râu Motru cu patroana la insulele Maldive de Strehaia. Și am spălat mașina cu jetoane, dar am spălat-o eu cu Miha, am făcut și sport. Și am zis să remiș eu cu un vlog, prieten, pentru că m-ați terorizat unii cu orice spun, orice fac. Deci dacă merg acum și mănânc un sandwich în oraș, primesc comentarii și îmi spuneți: vai, mănânci, da pensia la fata. Deci, prieteni, numai teroare și numai teroare am primit din partea voastră în legătură cu asta. Deci eu orice aș face, dar eu nu înțeleg, în primul rând, de unde știți voi când dai o pensie, când nu o dau? Sunt niște cărcotași care caută numai scandal și numai astea. Eu acum, dacă dau pensia la fată, mă obligați să fac niște chestii, să filmez când îi dau pensia, să filmez când îi cumpăr un cadou, să filmez când îi dau banii. Înțelegeți? Poate eu îi dau banii. Mă întâlnesc cu fata în oraș și îi dau banii în mână. Ce fac? Iau fata și spun: nu pot să-ți dau banii dacă îi trebuie bani. Hai să mergem la poștă să-ți fac mandat postal, că așa trebuie cu pensia, ca să poți să-l arăt pe YouTube la comentatori. Deci, prieten, n-are niciun sens. Nu știu. De ce nu-și vede fiecare de familia lui? Sunt chestii personale, discutați ce vedeți. Acum, dacă mănânc o friptură sau dacă nu știu ce, nu mai pot, domne. Când spuneți că nu știu ce, sau dacă merg în vacanță, sau nu știu cum. Problema este alta. Eu la fată mereu i-am dat bani și pensia, nu știu, trebuie să-i dau pe luna trecută sau pe nu știu care, cât timp, lunile trecute, oricum i-am dat bani și așa. Nu contează că i-am dat banii, că i-am mai dat bani sau nu i-am mai dat și că trebuie să-i dau și pensia, îi dau și pensia, nu e niciun fel de problemă. I-am uitat chiar luna trecută, i-am cumpărat și rochie când a fost la botez, de la Pana, chiar de la Pana. În fine, am sunat-o pe Pana să-i dea o rochie și a trebuit să-i dau ieri banii lui Pana. Și am dat 12 milioane pe rochie. Deci sunt niște chestii pe care eu nu vreau să le filmez și să le vorbesc și voi mă obligați. Sau nu știu de unde plec discuțiile astea, probabil mama ei aruncă bombele astea cu pensia și cu nebunile astea. Dar eu nu vreau să răspund la treburile astea. Pentru că este fata mea, sunt treburi de familie. În primul rând, na, ce pot să fac acum? Sau cum umblu cu David toată ziua, nu știu ce. Nu sunt prieten nici primul, nici ultimul care s-a despărțit de o femeie, care sunt persoane care au copii cu alte femei, care s-au despărțit, care au și alți copii după ce s-au recăsătorit și așa mai departe. Nu știu de ce primesc eu atât hate, probabil de la niște persoane care sunt într-o situație, nu vreau să critic pe nimeni și nu știu ce. Deci fiecare cu problema lui. Asta vreau să zic. Deci dacă am dat pensia sau nu am dat-o, este strict problema mea. Înțelegeți? Și relația cu fata mea o fac eu și ea, adică între mine și fata. Dacă are fata anumite restricții din partea altor membri de familie sau nu are, sau nu știu ce, nu contează. Eu m-am despărțit de mama ei, fata o să crească, la un moment dat, na, lucrurile poate o să devină la normal. Acum, momentan, asta este situația. Eu dacă merg acum la mare sau într-o vacanță, normal că merg cu Mihela și cu David, pentru că sunt cu Mihela împreună și na, și fata dacă aș invita-o să meargă cu noi în vacanță, nu merge, normal. Atunci ce fac? Nu mai merge nici noi. Și noi, prieteni, am avut destule probleme, am chinuit în ultimii ani, pe la spitale, pe la pușcării. Avem și noi problemele noastre, avem și noi gândurile noastre, grijile noastre, chinurile noastre. Acum, dacă vedeți niște filmări de câte 10 minute pe zi din viața noastră, nu înseamnă că știți totul sau că suntem nu știu cum. În unele chestii poate vedeți și doar ce vrem noi să vedeți. Înțelegeți? Eu am înțeles, nu am o problemă cu lumea care comentează, nici cu hate-ul ăsta, dar am zis acum să vă comentez pentru că sunt foarte multe, să răspund că sunt foarte multe comentarii în legătură cu pensia asta. Dar să știți că eu de atâția ani de zile chiar m-am obișnuit, nu am nicio problemă cu persoanele care comentează, comentați cât vreți, dar doar vreau să înțelegeți pentru că știu că multe persoane înțeleg situația, știu adevărul, dar comentează intenționat, pentru că asta este răutatea din ei. Nu se simt bine dacă nu spun ceva rău să te ataci. Înțelegeți? Și asta este toată treaba.
Deci poate și voi în familiile voastre aveți problemele voastre. Poate și voi ați trecut prin asta. Poate și voi v-ați recăsătorit și aveți copii cu alte femei. Voi cum faceți? Eu, ca să am o relație bună cu fata, nu trebuia să fiu împiedicat de mama ei de la început. Au fost multe discuții. Chiar dacă nu o mai împiedic acum, cum spune și ea, că o împiedică, că nu o împiedică să fie cu mine, să vină la mine fata, nu mai contează. La început așa s-a creat toată treaba. La fata vă dați seama că i-a intrat în cap treburile astea și de asta probabil nu vine nici la mine, ați văzut cum sunt la strehaia. Dar este copil, prieteni, în fine, să lăsăm copiii în treaba lor. Noi avem chestiile noastre de... chestiile noastre aici pe YouTube, sunt alte treburi. Cel mai frumos ar fi să nu comentăm despre relațiile noastre, copiii noștri. Fiecare face ce trebuie, ce simte în felul lui că trebuie să facă. Așa și voi, pot să vă dai o comentarie să faceți voi copiii voștri? Cine sunt eu să vă comentez viața voastră și mai ales a copiilor voștri? Am înțeles, sunt persoane care se uită la noi, dar când nu-ți place o persoană, nu o suporti, de ce stai să o critici? Du-te mai departe, schimbă canalul. Eu, de exemplu, prieteni, dacă mă uit pe YouTube la cineva și nu-mi place persoana aia, nu numai că nu mă uit nici 20 de secunde din videoclip, nici, nu, de fapt, vreau să zic că nu comentez. Adică nu mă uit, dar să mai și comentez. Deci știe dacă nu-ți place o persoană. Nu te uiți la ea. Cum nu-ți place, nu-ți suporți, ba e nu știu cum, ba nu știu ce, dar stai și comentezi. Și pagini întregi de comentarii. Deci chiar n-am înțeles niciodată felul acesta de oameni. Sunteți, nu știu, sunt unii niște persoane foarte rele, foarte răi. Degeaba spuneți că suntem noi cum suntem, poate suntem noi din altă etnie. Dar să știți că noi suntem, chiar suntem cu suflet și nu suntem atât de răi cum sunt alții de altă, cum să zic, naționalitate de asta, să zic. Nu ca noi, care sunt foarte răi. Și ne criticați, ne faceți, nu știu cum, ne jigniți și așa mai departe. În fine, nu contează asta, noi ne simțim bine, bine în pielea noastră. N-am ce să zic, prieteni, adică vedeți că, cum v-am mai spus de multe ori, am trecut și noi prin ce am trecut. Îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine, ne ține Dumnezeu bine, nici cum am vrea noi sau cum ar vrea toată lumea să fie, dar chiar ne ține bine. Și mulțumim, cel mai important, și fiți foarte bine cu problemele de sănătate pe care au fost, care au fost la noi în familie. Îi mulțumim că suntem bine. În rest, găsim rezolvare la toate și la orice. Dar chiar am văzut câtă nebunie, câtă prostime poate să existe în lumea asta. Foarte mari. Deci chiar așa ceva eu nu am văzut. Deci eu, dacă v-am mai zis, dacă merg acum să mănânc ceva, vai, de la pensie la fată te gândești? Dacă mă duc să mă plimb cu barca, vai, ai dat bani să te plimb cu barca la pensie, te-ai gândit? Dacă dau pensia la ăla, te-ai gândit? Dacă merg cu fata în oraș undeva și mănânc, vai, dar la David te-ai gândit? Păi la voi nici cum nu e bine. Cum să fac atunci? Păi sincer acum. Deci eu nu mai înțeleg, sincer. Am văzut eu publicul, prieteni în lumea asta cere numai scandal, numai îmbârligături, numai cir și panoramă. Dacă mergi să te plimbi undeva, să mănânci ceva, să arăți ceva frumos, un loc frumos, nu interesează pe nimeni. Vă place doar circul, Caterinca și astea. Deci, mai spuneți de ce a ajuns lumea halul ăsta și pe TikTok în ziua de azi vorbește toată lumea de se înjură, de se facă în ultimul hal. Fac asta, prieteni, pentru că asta cere publicul, asta cereți voi. Înțelegeți? Asta cere publicul. Circ și panoramă. Și oamenii creatorii de conținut au văzut și asta oferă, pentru că asta se vinde. Eu nu pot să fac chestii de astea și tâmpeni. Noi v-am arătat pe de la început tot ce este natural la noi în familie, și probleme, și rele, și bune, și de toate. Chiar ne-am expus viața total, acceptăm critica, v-am mai spus, dar mai ușor cu subiectul ăsta al copiilor, pentru că, sincer, nu e treaba voastră deloc. Și dacă n-aș da eu pensia, și dacă aș da-o, nu e problema voastră.
că primesc 2-3 comentarii de la voi, vai, mănânci și ne-ai dat pensia și eu n-aș fi dat-o, nu înseamnă că o dau când spuneți voi. O dau pentru că trebuie să o dau și pentru că este fata mea și dau mai mult decât este pensia, nu contează. Nu mă obligă hotărârea judecătorească să-i dau mal în față, pentru că este fata mea. Și dacă nu exista treaba cu pensia, tot i-aș fi dat bani. Probabil voi, dacă ați fi avut un copil cu o altă femeie și nu v-ar obliga o hotărâre judecătorească să-i dați pensie, nu ați da. De asta gândiți așa. În fine, prieteni, o să încheiem aici, că suntem în parc cu David. Ia să vi-l arăt și pe David. Se joacă pe acolo unde e. Cu niște copii fotbal. Ia uite, s-a îmbrăcat în tricou galben de fotbalist de echipa națională. Ia uite, numărul 12. Cine era numărul 12? Cine a ales numărul 12 în tricou? Păi nu e, am pus... Aia e numele lui? E, da, de la ziua lui. Dar ce scuze? Nu e după un jucător, e personal. Ia să-ți vă la ce cere, Alex, scuze. Ce scuze la ei? Se vede pe cameră? Da. Așa? Se vede mișto. Chiar nu? Da, prieteni, și vreau să-l prezint și pe Alex, că este și el aici. Vă pup. Ce faceți? Mă mai știți? Te-a uitat, uitați, are coada, Alex, uitați și a ajuns. Sunt trepor acum, nu mai sunt vlogger. Mă, Alex, ce faci cu coada aia? Mă, ce îmi fac cozi, n-a văzut lumea, cine nu știe, tache.alexandru pe Instagram, să vadă că mi-am făcut cozi, îmi fac cozi. Sunt trepor acum, nu mai sunt vlogger. Da, unde? Noi, prieteni, am scos o melodie împreună. N-am scos-o. Am făcut-o, dar n-am scos-o pe piață. O avem, dar nu o mai scoatem, mai scoatem. N-o mai scoate. O să fac eu. Facem alta. Dați-mi acolo follow, să vedeți ce scot eu. Poate îl conving pe Alin să facem alta. Dar pe aia n-o mai scoate. Facem, nu-i problemă. Miha. Salutare. Pupă fanele tale. Vă pup. Și eu, prieten, vă pup. Vă zici ceva? Da. Vreau să le zic ce supărată sunt. De ce? Azi am căutat și eu să-mi pun, gene mi-am pus, mi-am căutat și o să-mi pun unghi din tot București, unde am găsit o programare. Nu putem să dăm banii pe unghi, că trebuie să dau pensia, te rog frumos. Pe ce treabă am eu cu pensia? Nu contează, îmi dai banii tăi. Eu îmi pun din banii mei. Eu nu sunt o femeie care, că uite, tot se vehiculează prin comentarii. Nu sunt o femeie care să depinde de bărbat. Ne iubim. A, nu depinzi de mine. Dar financiar întotdeauna am fost independentă. Chiar da. Dacă suntem o familie. Eu vreau să depind de banii tăi. Chiar dacă suntem o familie și cumpărăm ambii în casă tot pentru noi, că tot noi mâncăm, tot noi tot necesitățile noastre sunt. Niciodată nu mi-a plăcut să depind de un bărbat ca să pot să-mi iau o haină sau să-mi pun niște gene sau niște unghii sau ceva. Și despre David, v-am spus mofturile care îi se fac într-un mod mai aparte au fost datorită faptului că eu nu am dus grijă a unui copil, adică la modul, chiar dacă a fost în permanență cu mine, tot strictul necesar mi l-au oferit părinții mei, ca să ne lase pe noi să ne bucurăm și pe mine și pe Alin, să ne bucurăm de tinerețe, de viață, să nu simțim greutatea asta pe umerii noștri de acum. Cu toate că v-am zis, ne ocupăm de el zilnic noi, îl creștem noi, dar n-am simțit greutățile să-i cumpăr haine, chestii, necesități care sunt pentru un copil de vârsta lui. Da, prieten, dar cel mai bine și frumos este că să ne vedem fiecare de copiii noștri, să vă trăiască și vouă copiii, familia, mama, tata și tot ce iubiți voi. Asta zic, fiecare își crește copilul cum poate, cum vrea, cum simte și cum trebuie. Alex, tu cum îți crești copilul? E de pensie? Eu n-am copil. Ok. Cine fac și eu? Nu știu, poate că simte cineva aici. Dacă vreți să faci vreun copil, îl apelați pe Alex. Unde-i zis, mă? Imaginați-vă în timpul actului cum îl trageți de codiță. A? Eu nu vreau copil. Adică nu acum, vreau copil. E cel mai frumos, dar nu acum. Ești mic, mă. Cât ai? 22 de ani? Da. Ce? Uite pe drăgușinu. Așa mi-a zis toată lumea. Da? Da, de aici. Da. De ce? De că pe așa de drăgușin. Ah. Te cunoaște, vezi? Haideți, prieteni, că vă pupăm și ne revedem mâine. Pa, pa.